poziția 138, pentru anul 2021, în proiectul de buget, pentru județul Caraș-Severin este propusă suma de 8.551.000 lei, finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale pentru anul 2021. Probabil că atunci când s-a alocat această sumă, s-a ținut cont de suprafața județului. Județul Caraș-Severin are o suprafață de aproximativ 8.500 km pătrați, doar că la alte județe cu o suprafață mai mică, cu 6.000 de km pătrați, suma alocată a fost de 15 milioane de lei. Cu siguranță, domnul prim-ministru Câțu, când a făcut bugetul, nu și-a dat seama de această eroare și, ca urmare, vă propunem acest amendament pentru județul Caraș-Severin, ținând cont și de faptul că în ultimii 4 ani suma cea mai mică alocată județului Caraș-Severin pe acest capitol a fost de 12 milioane de lei, cea mai mare de 18 milioane de lei, sigur, în timpul guvernelor PSD. Amendamentul 138, sursă de finanțare, realocare din fondul de rezervă aflat la dispoziția primului ministru și din bugetul Ministerului Finanțelor Publice, se propune suplimentarea cu 6.000 lei pentru reabilitarea podului peste Valea Orevița, sat Liupcova, comuna Berzasca. Sunt mai multe amendamente, domnule președinte, doar pe acesta îl prezint, toate au aceeași temă. Supun votului amendamentul formulat. Votați, vă rog. Este 62 de voturi pentru, 226 de voturi contra. Amendamentul a fost respins.